Bună dimineața! Este ora 7 dimineața. Am dormit cât de cât am dormit, dar nu prea bine. A bătut vântul destul de tare toată noaptea, așa cum bate vântul. Am prins răsăritul soarelui foarte frumos și am prins căprițele dimineață care au stat cu noi toată noaptea. Am băut un ceai, am mâncat și ne pregătim de plecare. Deci de aici o luăm spre vârful la Om și de acolo va fi coborârea către satul Șirnea. Sper să fie o coborâre cât de cât acceptabilă, să nu fie abruptă. Nu cred că mai pot face față la un traseu așa dificil. Abia aștept să ajung undeva. Pare o coborâre mai prietenoasă decât pe unde am venit. Să vedem mai departe dacă e tot așa ok. Creasta sudică. Și pe unde scoboară? La podul Dâmbovițe. Când ajungem la capăt, o ieși prin stânga. Așa. Someday
I'll find a home. The picture in my mind, a place where I can go, and you'll be always mine, always mine. The chair. Ia să vedem. 30. Are prețul sus? Oh. Ia uite, are o titlă. Vezi? Deci asta este refugiu Grind 1. 1600 și ceva de metri. Ai sticlă nedesfăcut. E ok, se poate dormi. E ok. Sometimes love is brief. Sometimes love takes time. Like the old oak tree, the two of us will. Am trecut de refugiul Grind 1 și am ajuns într-o păieniță foarte, foarte frumoasă și imediat vom ajunge la o stână și la un izvor de apă. Din fericire, apa ne-a ajuns. Eu mai am aproximativ un litru de apă pe care nu l-am băut și acum îmi pare rău că n-am folosit mai multă apă, pentru că de frică nici nu mi-am mai gătit aseară ceva cu apă. Acum pare rău. Da, mi-era foarte frică să nu rămân fără apă. Ieri am fost foarte deshidratată pe traseul ăla. E o zi absolut superbă. Am avut foarte mare noroc să nu plouă absolut deloc. Să fie așa frumos. Și abia aștept să văd și cum este satul Șirnea. De foarte mult timp tot plănuiam să ajung acolo. Nu mă gândeam că o să ajung astfel după un traseu de genul ăsta, dar cred că e mai frumos după ce treci prin greutăți, după aia să ajungi într-un loc unde ai și confort și mâncare bună și tot ce trebuie. Cred că bucuria va fi și mai mare. As I lay with you in blue, the
butterflies in your arms. Bathe me, I don't mind the undertow. So I stayed, have your tooth. Stand me up and set me loose. Barely time to bottle all you bloom. Summer sensitive, summer thing. Let me moon. Called by love to wander through, wander through. Aici este stâna Grind. E de vis locul ăsta. Cred că am ajuns la curmătura groapelor. Cred că acesta e locul. Unde știi? Asta e curmătura, că celelalte trasee s-au dus. Spre satul Șirnea. Mai avem 30 de minute. Deja se văd satele acestea de la palele munților Piatra Craiului. Foarte, foarte frumos. E ceva unic. Ce frumos se văd toate căsuțele astea pe dealuri. Când ajungeau în America, după vreo lună, jumătate. Ce peisaj superb, superb, superb. Aici e plin de lumânărică, unde te uiți e numai lumânărică. Doamne, ce frumos e. E ca într-un sătuc din Elveția. Sau de la palele Alpilor din Franța, unde văcuțele umblă libere unde vor ele. Oi, Doamne! Ce frumos e! Ce frumos acolo! Uite-te, Raul, în ochii ei, uite-te! Și ai să vezi dovezi de iubire. Ai să vezi că are un suflet. O aromă aromată. Așa arată marginea unui sat din România. Așa cum ar trebui să arate. Spații verzi, nemărginite, văcuțe libere, natură din plin, fără trafic, fără autostrăzi, de să-ți fie frică să traversezi strada. Nu știu, mie așa îmi plac satele. Astea sunt satele care îmi plac. As I lay with you in blue, the waterflies. Cât e de frumos!
Deocamdată cred că e preferatul meu. Nici n-am intrat bine în sat. Dar e o liniște de nedescris. Aici se poartă, probabil să nu iasă văcuțele și să nu intre mașinile pe aici. Ia uitați ce căsuță! Aici ai tot confortul, curent, drum bun pentru mașini, adică viață foarte bună aici. Ia uitați, aici un teren de vânzare, 1400 de metri, cine vrea? Cine poftește să locuiască în Șirnea, nu știu dacă se vede numărul de telefon, dar veniți aici și vedeți terenul. Ia uitați, mie îmi plac mult căsuțele acestea. Acestea sunt tradiționale din zona asta. Le-am observat și în satul Peștera și în satul Măgura, cei care au rămas cu căsuțele lor tradiționale. Foarte mulți au trecut la case moderne. Nu vede. N-ar vede cu un ochi, dar cu unul vede. De mă, Miguel? De? Numai cu una? Pe fon, ești pe fon? Ce are la ochiul ăla? Are și ăla. Aici. Aici. Bine, da. Așa. Nu că n-am rămas, mai aveam apă, dar e clocită de două zile. Da, da. Hai, du-te încolo. Ah, ce n-aș făcut. Ia vină aproape de mine. Ia. Da. Uite, uite. Vino, hai, și te ajut. Mie vițelim cu noastră și vocea cât sunt de mic. Păi da, dacă ea crește de mic. Uite, vezi? Mai asta e diferența. Sunt doi, da? Asta are... Dă capul, Ia de capul. Uite! Oh. Ai văzut? Da. Ai văzut cunoaște? Da, cum să nu cunoaște? Asta când bădăiele nu mai au. Uite așa trebuie să-i faci. Nu în coarne. Uite așa la băt. Ai cum faci și de aia. Ia uite pe ăștia. Ia uite. Dacă două săptămâni? Da, da, și hai. Șase. Și șase. Wow. Uite, e sete, vezi? Ia, ce scump ești. Și cât lapte dă o băcuță în fiecare zi? Da. Bine, acum asigur, dar cu aproximativ, ele cum sunt acum la 20. 20? De litri, 20. Vai, 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 sunt mult. Da. Cred că e greu să țineți pasul. Ce să faceți, poate să lasă? Da, e greu cu vânzarea mării. Asta e cea mai grea. Asta e cea mai grea. Nu vă dupi. Nu cât muncim. N-avem cum să vindem atât. Asta. Dar trebuie imediat folosit laptele. Hai, facem. Să fie rezistent. Auzi,
Da. Și gătar. Foarte fain aici, foarte fain. Și aici mai sunt școli pentru copii, cum e? Nu mai e școală, duce copiii la... La Moeciu? La Fundata este, da? E șoferul... Pe la Fundata sunt vreo 15 km. Da, da, dar și mi-a aparține de Fundata. Și Fundata e în județul Brașov. Din Brașov? Da. Din Brașov. Dar dincolo Iarceș. Iarceș. Da, Fundata e granița. Da, deci sunt copilași pe aici, încă mai sunt. Doi copii. Nu e satul la cea mai mare altitudine din țară? Nu, Fundata. Așa e? Da. Și Irnea e sat al comunei Fundata. Și dincolo e Argeșul, Ciocanu. Ciocanu e în Argeș? Da. Eu sunt născută în Ciocan. Da? Și cum e acolo? Tot așa? Cum e aici? Așa? Case pe dealuri. Și pe noi, eu școala... 1-4 a fost școală în sat, în Ciocanu, că erau copii mai mulți. Și a fost școală 1-4 și de 5-8 am mers la Dâmbovicioara. Jos, cu toate că era mai... În podul Dâmbovițe sau? În Dâmbovicioara. Dâmbovicioara, da. Și cu toate că pentru noi era mai aproape Șirnea, dar Șirnea era alt județ. Și nu ne lăsa să mergeți la școală. Era alt județ și fiecare județ își ținea copiii în județul lui. Da. Când acum, după aia când am mai venit... Acum mai sunt copii în Ciocan? În Ciocan mai sunt 3, care vine microbuz și ia și nu mai e școală nici la Dâmbovicioara și îi duce la podul Dâmboviței. Dar vine microbuz după ei și... Asta e un lucru bun pe care l-au făcut, că au pus microbuzele astea. Da. Și aici din Șirne mai sunt 2 copii la școală, dar bine, șoferul după microbuz e și el, dar... Mai doi, ia dimineața, îi duce în Fundata, la prânz să duce după ei. Da, frumoase totul, adică... Localnici nu mai sunt. Deci... Veniți, cumpărat teren și a făcut casă De vacanță. De vacanță, cine au venit, chiar dare copii, dar nu sunt dați copii la școală aici, că fiecare e în locul lui, asta e casă de vacanță și... E păcat! Păi, capă peste tot. Multe sate au rămas așa. Au rămas deci așa. Nu vorbim că e păcat, Eu umblu toată țara, am fost. Așa când e mai izolat, sate mai izolate astea. Am fost și prin Apuseni și peste tot așa, au rămas sate fără oameni. Copii, sunt bătrâni. Deci, dar copiii nu vor să vină. Nu vor. Deci pleacă... Nu, s-a făcut, e cu totul altă schimbare, e cu totul altă gândire, e cu totul... Da. Coprina, la loc. Hai. Ie. E coprina. E Stiela. Au nume. Au nume. Au nume. Stela. Stela, Coprina, Rușița, Mărțica. Hai. E coprina. E coprina. Hai tu, dă-mi-și, că nu vreau să mai mă bag acolo. Hai! E coprina! Hai, da! Hai! Hai, da! Și voi nu știți să mergeți? Ce jucăușiți! Încă ai destul azi! Repede, înfulec, repede, că știi că apoi s-o găsi de azi. Hai, Steluța! Da, ce mai înfulecă!
Stai că trebuie să intre acolo, nu să se ducă. Așa, dragul. Așa. Așa. A rămas una pe afară. Aia e măsa la... Aia intră. Aia nu-i problemă. Stai. Aici. Ah, e educată. E aici cu... La... Să prinzi viței. Ăștia sunt. Ăștia sunt cu... Cu tiesii care nu intră, nu știe. Aia intră. Hai, dă-te la locul tău. Fiecare are locușorul lui? E locul eu. Da, da, că ea. Nu mai fac probleme. Asta. Da, ați făcut ordine aici. Gata. Nu credeam că încap toate aici. Păi da, nu încap. Fiecare la locul lui. Ai văzut? Da. Și găinuțele. Așa că, uite și găinile, a sosit și purcii. Oho. Na, tot o treabă aveți. Tot o treabă am făcut-o. Să știți că aici se organizează și crosul olimpic, de aici e plecarea. Și va fi pe 23 iunie și eu voi posta clipul mult mai târziu. Iar aici este muzeul, aici este școala generală din Șirnea, dar care nu mai funcționează. Nu mai funcționează, copilașii merg în fundata la școală. Dar mai sunt doi copii din ce a zis doamna, atâți au mai rămas. Ia uitați când sunt sărbătorile tradiționale în Șirnea. Iarna la Șirnea, 25-31 ianuarie, ziua olimpică, 23 iunie, sunt zienele, 23-24 iunie, măsura laptelui și întâlnirea fiilor satului, 25 iunie până pe 5 iulie. Asta pare foarte interesant. N-am mai auzit de măsura laptelui. Și focul lui submedru pe 25 octombrie.
Cred că e foarte interesant să veniți în aceste date. Aici se termină ieșirea noastră, această aventură foarte frumoasă, de două zile pe traseu. Se termină aici în satul Șirnea, la tanti Mării Uca, unde ne-am cazat. Acest sat e foarte, foarte special. O liniște de nedescris, abia dacă vezi oameni pe aici. Și când am ajuns în acest sat, am simțit că timpul s-a oprit pe loc. Nu simți deloc cum trece timpul aici. Nu există să te uiți la ceas, să vezi ce oră e, să nu contează. Sau ce zi e din săptămână, ce oră e, totul se desfășoară așa natural. Activitatea principală a oamenilor, a localnicilor, e să crească văcuțe, din ce am văzut eu. Și cam în funcție de asta se desfășoară toată ziua oamenilor, toată ziua lucrează pentru aceste văcuțe. Și tanti Măriuca de dimineață până în seara, până bagă înapoi văcuțele în grajd, doar muncește pentru aceste văcuțe. Și problema cea mai mare din ce mi-a spus tanti Măriuca este că nu au cui vinde lactatele. În fiecare zi ea are 20 de litri de lapte, care acest lapte trebuie imediat folosit. Ar trebui vândut imediat sau făcut produse lactate din acest lapte. Și e greu că n-au cui să vândă și de multe ori nu au ce face cu atât de mult lapte. Dar ar fi minunat, nu știu, să existe o posibilitate, o fabricuță de lactate care să strângă laptele de la toți acești oameni, pentru că aici e absolut plin de văcuțe. N-am văzut oi, n-am văzut capre, nu mai vaci. Să strângă laptele și să plătească acești oameni pentru munca lor. Plus că ar avea cele mai bune produse lactate de la munte. Da, deci m-a impresionat mult acest sat. Uneori ai impresia că nu e în România. Și deși este un sat atât de mic, dar cu puțini locuitori, dar e un sat foarte, foarte cunoscut și au loc foarte multe evenimente în acest sat. Se organizează foarte multe evenimente și asta e foarte frumos. Chiar am văzut o listă cu evenimentele care au loc aici pe parcursul anului și cel mai mult mi-ar plăcea să particip la cel de Sânziene, care va fi pe 23-24 iunie. Nu voi reuși să fiu anul ăsta, dar poate anul viitor. E foarte frumos ce se organizează aici. Toate fetele se strâng să culeagă sânziene. Fac coronițe de sânziene, nu știu, sunt o felul de spectacole, costume tradiționale, nu știu, tot felul de activități. Așa că eu vă sfătuiesc pe voi să participați la care evenimente vă atrag mai mult. De asemenea, va fi crossul olimpic pe 23 iunie, care e acuși peste două zile și eu nu pot să mă mai întorc peste două zile. Dar e foarte, foarte interesant. Din ce mi-a spus tanti Măriuca, aici au rămas foarte, foarte puțini localnici autentici de aici, care s-au născut și au crescut în aceste locuri. Foarte puține au mai rămas și restul au venit oameni
care și-au cumpărat teren și-au construit o casă de vacanță, vin doar în vacanțe, sau și-au făcut pensiuni și și-au făcut o afacere aici. Păcat că nu, încet, încet se stinge populația din aceste sate care odată au fost pline, pline de oameni. Mai sunt doi copii aici care merg la școală în Fundata. Nu, și cam atât. Gata, noi urmează să plecăm de aici. Există un autobuz spre Brașov. La marginea satului, undeva la șosea, la 3 km de aici, și vom lua autobuzul spre Brașov. A fost o experiență unică, foarte, foarte frumoasă, extrem de grea. Au fost momente, sincer, la urcare, când nu credeam că o să reușesc să ajung la capăt. Dar cumva toate lucrurile se aranjează până la urmă. Până la urmă totul iese așa cum trebuie. Cam atât. Vă pup, vă iubesc, vă doresc multă, multă sănătate și multe drumeții frumoase în natură. Pa, pa! Stay a while. No man like me needs a woman wild. Do you think of me when the evening turns in a bed so cold that we used to burn? Lately I've been a fool. For a moment then, you were a sight to see. Certain ways we will always be. I won't ever say that our love is through. It's just out of reach from the wrong you do. Lately, I've been a fool. I've been thinking of you. I've